Care este meciul pe care Dan Petrescu l-a pregătit cel mai în detaliu și la care v-a supus la o presiune imensă, cea mai mare presiune? Că au fost vorba aia, meciuri cu Sevilla, cu Stuttgart și așa mai departe. Rangers. Nu știu. Dar acum nu vreau să, dar consider că prima etapă din Champions League de la Sevilla, da, ori că era primul meci în Champions League, ori așa. Noi nu prea făcusem atunci achiziții, venise doar cine a venit atunci, nu mai țin minte cine a venit. Vasile Maftei parcă venise. Așa. Și a fost o presiune fantastică pentru că ne dorea mult să nu ne facem de râs. Da. Era meci de Champions League, era altceva, stadionul arhiplin, ne vedea toată lumea și a fost o presiune fantastică în Champions League. Dar cea mai mare presiune care am simțit-o și care voiam să se termine odată a fost după meciul de la Timișoara, asta era meciul în campionat. Uh-huh. A fost după meciul de la Timișoara când am câștigat cu 2-1, noi ne-am bucurat ca și cum am luat campionatul. Da. Atunci a fost meciul de campionat. Și imediat după meci luni a venit hotărârea de la TAS în care Timișoara îi se dădea 4 puncte sau 6 puncte, da, nu mai da. Ei, atunci săptămâna aia până era ultima etapă meciului cu Steaua când ne trebuia egal sau victorie dacă ne bătea Steaua. Câștiga campionatul Poli Timișoara, cred că și acum o țin minte. Săptămâna aia a fost cea mai urâtă săptămână posibilă ever din fotbal, pentru mine, da. Că puțin pentru. Auzi, da, povestește-ne un moment amuzant cu Dan Petrescu în vestiar. Că înțeleg că, deși este foarte dur, înțeleg că are un simț al umorului foarte dezvoltat, spun colaboratorii lui. După meciuri? Da. Nu, după meciuri nu. După meciuri, dacă rezultatul era nefavorabil, trebuia să te ascunzi, să te ferești de vreo sticlă, de vreo gheată, de vreo ceva. Dacă rezultatul era nefavorabil. Dacă rezultatul era favorabil, nu prea intra în vestiar. A, interesant. Vă lăsa pe voi să vă bucurați. Da, ne lăsa pe noi. Noi ne vedeam la cantonament. Că după meci noi aveam întotdeauna, stăteam în cantonament. Da. Și făceam refacere, făceam un bazin, făceam o saună, făceam și atunci mai venea și mai făceam o caterincă dacă rezultatul era favorabil. Dacă nu, nu-l vedeai. Nu-l vedeai nici după meci, nici la saună, nici la bazin, nicăieri. Dar a fost vreun moment în care te-a făcut efectiv să râzi? Nu neapărat după meci, oricând în viața echipei. Momente incredibile la Timișoara după meci, deci la hotel, nu pot să povestesc. Adică de ce? Hai de zine, te rog! De ce? Hai de zine un pic, zine ce se poate. Aș vrea să rămân acolo. După meciul de la Timișoara în vestiar, da. Când era 1-0 la pauză pentru Timișoara, da. Noi ne-am dus în vestiar și eu spun sincer ce căutam eu. Căutam un colț unde să nu-mi iau ceva în cap, să nu-mi iau ceva în față, să nu-mi iau ceva... Așa. Era... Și am stat, cred că vreo 5 minute, cred că am stat și nu mai intra. Da. Nu mai intra. Zic, ce s-o fi întâmplat? Eu uitam stânga, dreapta, zic, ce s-o fi întâmplat? Și apare, cred că după vreo 5-6 minute, cred că cam așa, apare în listă. Foarte, deci, nu știu, ce spun acum, cred că poate vi se pare incredibil. Așa. Ești foarte, foarte calm, foarte, da. Foarte calm, foarte... Bă, băieți, nu pot să vă spun decât un lucru. Chiar dacă luăm bătaia azi de la Poli Timișoara, chiar dacă pierdem campionatul astăzi, vreau să vă spun că sunt foarte mândru de voi și pentru tot ce ați realizat până acum, eu nu pot să-mi dau decât să-mi dau părăria jos în fața voastră. Și a ieșit din vestia. Incredibil. Deci noi ne uitam unii la alții, băi, a luat pastile, o fi luat vreo, eu știu, pe banca de rezerve, s-o fi ridicat prea brusc și o fi luat vreo una, nu știu ce. Adică eram, ei, și după meci, el întotdeauna ne spunea, băi, voi nu sunteți fotbaliști, nu puteți să vă considerați fotbaliști, nu ați câștigat nimic, bă, până da.
voi nu v-ați câștigat nimic. Ei, și după meci, bucuria aia, când a intrat Mister în vestiar. Da. M-am dus la el, o să confirm, nu știu dacă mai ține minte. Așa. M-am dus la el, l-am apucat de guler cu ambele mâini. Așa. Deci, cred că toate frustrările care le adunasem în timpul anului, toată presiunea care o adunasem în timpul anului, ia zi, bă, sunt fotbalist acum, sunt fotbalist. Da, ești fotbalist. Tare rău de tot. Sunteți fotbalist, nu mai am ce să vă mai spun. Bun de tot. Dar uite, vezi la ce nivel te-a dus și în ce hal te-a motivat ca să reușești să performezi. Tu ai adunat cumva în tine, adică la început probabil că te-a jignit când ți-a spus că nu ești fotbalist pentru că n-ai câștigat nimic, nu? Da, bineînțeles că, băi, cum adică, zic, joc de 4-5 ani, joc în Liga 1, nu sunt fotbalist, că așa se consideră că dacă joci, bine, mi-am zis, sunt tot felul de vorbe, că să te consideri fotbalist când joci la 10 fără un ser. Adevăr ești fotbalist. Corect. Până atunci. Când joci în Liga 1, că ești jucător de fotbal. Când joci la 10 fără un sfert seara, nu în Liga 1, că acum se mai joacă meciul și în Liga 1, la 10 fără un sfert. Nu, te referi la Liga Campionilor, cum era odată. Mă refer la Champions League, da. Dar tare asta cu gulerul. Da, deci a fost... Au rămas toți, băi, ce se întâmplă și alea? Cred că toate frustrările, toate supărările, toată presiunea care o adunasem în timpul anului, atunci cred că mi-am revărsat și am lăsat în pace. Deci e un foarte bun motivator, din câte înțeleg eu, din ce povestești tu. Cel mai bun. Deci cel mai bun, nu știu. Am avut antrenor, am avut și pe Mircea Rednic, și pe Șumudic, și pe cine am mai avut? Pe Viorel Hizu, am avut, cred că toți, mari antrenori, care consider eu, ai României. Dar ca el nu există. Parcă l-ai prins pe Răzvan Lucescu la Rapid sau visez? Nu. Eu când am plecat, atunci a venit Răzvan. Și dacă am, și asta e unul din regretele mele care le am în fotbal, e că nu am lucrat cu Răzvan Lucescu și cu Victor Pițurcă. Astea sunt unele din regretele mele, pentru că din ce vorbeam cu colegi, cu foști colegi, cu băieți, cu fotbaliști, era pentru jucători. Sunt antrenori pentru jucători, sunt antrenori care se bat pentru jucători, iar jucătorii iubesc lucrul ăsta. Să știi că ai un antrenor care se bate pentru tine, care se luptă pentru tine, care să ai toate condițiile, să se ofere toate condițiile. Da.